Și atunci atrag concluzia că o parte din banii sigur, care se scurgeau din sigur, aceste, uh, aceste dosare ajungeau și la oamenii ajungeau din sistem, din statul paralel? Acela, gențile acelea de bani care se duceau în pădura Băneasa, nu? Pentru că erau tot felul de... -ai, ați spus despre gențile de bani pe care le ducea Dorin Cocoș, mai aveți cunoștință și de alte genți de bani? Păi, erau mulți oameni de afaceri, era o bătălie și care și acum, să, cum să nu de credem cum? Adică stați un pic, dar președintele Băsescu știa că oamenii aceștia de la pădure primeau genți cu bani? Păi, bă, ce, ce ați să spus să și spune? dânsului, nu? A, că i-ați spus dumneavoastră lucrurile Da, da dar te-am spus Și nu i-a niște... chemat să-i întrebe? Des... Bă, da Și ce au spus? Acum nu știam chiar tot ce discutau ei, dar uneori vedeam efectul asupra mea, că primeam feedback invers se o să vă să vezi tu. Da. da, vă amenințau. Da. Da. da, da, Și sunt jurnaliști care erau, au participat la discuții și că au măi, potolește-te. Potolește-te pentru că să-ți o iei. Termină președintele mandatul și o să vă și o să pățești. Pentru toate sursele astea, de, pentru toate informații pe care le dai tu ca sursă alternativă. Pentru că eu mai auzeam un alt. Uite, s-a întâmplat aia, s-a întâmplat aia. Spuneam, lucrurile pe care le aflam și eu când ce nu aflam tot că nici mie nu vreau să-mi spună toate, mai îmi spunea ghiță câte ceva mai aflam de la oameni de afaceri câte ceva, multe lucruri pe care le-am spus și pe care, care se regăsesc în în jurnalul meu, care este la domnul Cristoiu. Și acum mi amintesc pentru că mă întrebați. Dar ideea este următoarea, să nu credeți că acum nu se întâmplă la fel, doar că sri nu mai este atât de implicat și sper că e foarte puțin implicat, nu am informații, cel puțin de aici din pușcărie nu am informații ce ar face la momentul acesta, dar la vremea aia era o bătălie, toată lumea se... Te călcai pe picioare să ajungi, să te primească cumva pe la băneasa cineva. Adică toți oamenii de afaceri vreau să fie cumva băgați în seamă acolo. Adică Uitați, să fie recunoscuți drept oamenii sistemului. Sigur. Adică și asigurau o anumită protecție și faptul că erau... Așa credeau ei, că unii, unii, erau protejați, alții da, erau executați. Unii sunt protejați da, și astăzi. Unii sunt protejați și astăzi. Dar era o dorință să fii băgat în seamă, să fii considerat de lor. Și asta se întâmplă la fel. Deci multe lucruri se întâmplă din slugărnicie. Nu-ți dă nimeni. Și atunci oamenii erau slugarnici. Nu neapărat toți erau chemați. Adică se ofereau ei. Primiți se ofertau ei. Nu, nu mă poți duce și pe mine? Că mă duc și eu să finanțez și eu. astfel de personaje? Nu, 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 Nici nu aveam genul ăsta de relație cu cei de la... cu conducerea SRI-ului. Nu am avut acest gen de relație niciodată. Uh, și categoric nu, dar aflam, toată lumea era disperată să ajungă să fie băgată în seamă de conducerea de col, de Maior, mă rog cu Colda povestea a pornit mai târziu. A fost foarte mult timp în, în umbră, dar eu mi-am dat seama că uh, cel care conducea serviciul era Florian Colda, și am și spus o asta. Am spus o de prin 2014, ceva se întâmplă acolo, nu este maior șeful SRI. Șeful SRI este Colda. Și prima care vorbește că iarăși și am auzit spunând unii Doamne, da, Udra, dacă aș de ce n-a spus. Cum nu l-am spus? Prima, da, prima persoană care Așa Coldea, este, a pomenit lui Coldea sunt eu în ianuarie 2015, când fac un denunț și spun există un general adjunctul SRI care el conduce un sistem în care e și dna e și... Eu am spus în 2015 pentru că mi-am dat seama ce se întâmplă. Mi-am dat seama, am spus și președintelui de prin 2014, da. Fie a fost prea târziu, fie, nu știu, că nici nu spunea președintele De ce anumită anumite decizii mie neapărat Cert că nu s-a mai putut face nimic în 2014 Împotriva acestui sistem care deja se manifesta în forță în, Și mai târziu, în 2015, s-a mai întâmplat că am depus denunță Și la trei zile m-au arestat, Adică cam asta s-a întâmplat Deci, și astăzi, oamenii sunt slugarni Și vor să se pună bine cu ea de la putere Eu nu cred că... Spre exemplu, astăzi, sau în timpul de când este președinte, Iohannis ar fi spus cu cuiva, arestează-l pe ăla sau pe ăla Chiar nu cred că a făcut lucrul acesta. Cum știu bine că nu făcea Treambăsescu. Nu se să-i să facă să facă asta. Deci președintele Treambăsescu spuneți că niciodată n-a cerut nu. să se nu. facă dosar cu cuiva? Nu. Dar nu măcar în dosarele nu. care au fost cu presa, de exemplu, Antena 3. Nu. Și v-am spus că, dacă știți înregistrarea în care el este, cred că l-a înregistrat Sebastian Ghiță în care spune cum a venit Coldea și alții exact. o să se întâmple. Da. Cu schimbarea avea un tip de ad -ună, ad -ună, el când nu se băga, nu se băga nici așa, nici așa. Adică nici nu spunea el, nici nu spunea lasă-l. de -aia nu, nu l-au făcut nimic la mână. Așa cum nu au spus lasă-l pe fratele lui. Da? Ok, încă o dată, cinstit, nu pentru că să fim politic corecți să zicem că a și greșit logica și greșit, toți am și greșit a făcut multe greșeli și greșeala uriașă este că i-a lăsat în funcție atât de mult timp pe oamenii aceștia. Nu este o greșeală de management incredibilă să lași în funcție. Radu Cristescu, fostul coleg al dumneavoastră de partid, spune că uh, sora sa, procurarea Adriana Cristescu, a primit ordin de la Băsescu să-l aresteze pe Dinu Patriciu. Hey. Cum, Doamne, iartă-mă să fie așa ceva? Deci, știu, poștiu știu și pe doamna Cristescu, știu și, pe, știu și povestea de la vremea aceea. Nu vreau să amintesc că domnul Patriciu a murit, Dumnezeu să-l ierte, iar prietenul domnului Patriciu este o persoană pe care astăzi o respect pentru punctele de vedere pe care le exprimă în public, împotriva statului paralel și nu vreau să-l amintesc. Vă la domnul Taricianu? Nu. Nu, la domnul Roșca Castănescu Domnul Roșca Stănescu. Da, și nu vreau să mai amintesc contextul de atunci, pentru că erau niște prieteni. Nu, categoric nu ce n-a făcut Traian Băsescu. Dar era adevărat. o relație de prieten între, între Patriciu și Băsescu până la un anumit moment. Și da, Sorin Roșca Stănescu da. era în această relație de prietenie. Până la momentul la care Traian Băsescu nu s-a opus arestării. Domnule, că a fost un abuz, este posibil. Când mă uit în urmă și văd că tot așa a fost cu uh, scandal, cu... e posibil să fi fost un abuz, încercarea de arestare a lui Patriciu când mă uit acum în urmă, la 20 de ani în urmă, aproape, da? Dar la vremea aia, bine, pentru mine oricum nu înțelegeam mai mare lucru din ce, cum funcționa. Eu credeam că e justiție. E justiție, este justiție, așa mă gândeam. dar, deci admiteți că e posibil ca să fi fost atunci tot un abuz și ce a făcut sistemul? Da, dar din, acest, din această dorință, poate unii, iarăși nici pe procurori de că n-ar vrea să-i acuz pe toți, poate unii chiar cred că îi fac dreptate când fac aceste abuzuri. Poate chiar cred că să vârșesc păi, da, acte nu sunt, de sunt, Nu sunt obligați. Nu ați trebuit să da, și spuneți că nu vi se aplică legea. legea. Păi asta, sunt obligați. asta e <laughs> ideea. Eu zic deci, că... atunci erau acceptabile nu, aceste abuzuri. Nu -au, au voie să facă asta, dar poate în mintea lor, ei se gândesc, domnule, sunt niște nenorociți care trebuie să plătească, chiar dacă nu avem probleme împotriva lor. Ceea ce este complet. De vă dați seama că aceeași abordare și în cazul Sigur dumneavoastră da. acum? Sigur că da, și așa se întâmplă în multe, nu numai în cazul meu. Este prin această pușcărie de femei care nu au un nume și care suferă niște pedepse incredibil de mari pentru niște fapte cu, cu consecințe sociale incredibil de mici, unde judecătorii au acționat așa nefiind, adică n-au făcut pentru că erau o răzbunare politică sau o comandă sau... Doamne, de ce au făcut chestia asta? Adică spuneți că sistemul din răutate, este gripat în profunzimea da, da. Și mulți în conștiința lor. Eu sunt convinsă că mulți, nu din că li se dă ordin, nu pentru că ar avea ei ceva neapărat de câștigat, ci mulți din convingerea lor judecători și procurori fac niște abuzuri din convingerea lor. Că așa ar trebui să procedeze cu cei care sunt, care poate chiar au încălcat legea, dar care n-ar trebui pedepsiți în felul acesta. Deci, întorcându-mă la cum funcționează, mulți sunt slugarnici din justiție și făceau dosarele ca să dea satisfacție, cum credeau ei. Deci, dacă îi se părea că eu am ceva cu dumneavoastră și dumneavoastră aveați posibilitatea, nu știu, să faceți numirile în justiție, eu nu aveam nicio șansă să câștig nimic în justiție. Cum nu a avut nicio șansă doamna Rarinca, spre exemplu, nu? așa. Cum iarăși n-a avut nicio șansă domnul Gutău? Și mă întorc la povestea pe care orice mi-ar spune mie fostul coleg de la Galați. Uh, nu numele. Așa. Nu știu la cine uh, vă referiți. Uh, da, e public, a ieșit și a spus că nu e adevărat. Uh, poate nu știu ce aminte. Este adevărat. Când a fost cu numirea doamnei Livie Stanciu, prima numire pe care trebuie să nu a făcut-o, la a doua a făcut-o cu susținerea uh, seriului. Dar prima numire a doamnei Livia Stanciu no, în funcția de... Fixat fixat. cum adică cu sus... Adică cum să numești un președinte la alta curte cu susținerea serului? Ce înseamnă? Adică ce rol are serie în această Aho, poveste? atunci. Sper că acum nu știu dacă mai are. Probabil că mai are. Pute probabil că adică trebuia să reușească. să-și dea avizul? Adică președintele nu Vă are puterea necesară să-și impună Ce punctul făcea să și cum își numea oameni. Dar să... Și cu, probabil Vă rog. cum o să mai întâmplă și în anumite momente și acum. Deci, doamna Livia Stanciu, atunci se luptau două, erau două candidate, Lidia Bărbulescu, care era psd stă înfocată, și doamna Livia Stanciu, de la Galați. Și președintele nu vrea să o pună pe Lidia Bărbulescu, care era simbolul, ziceam, noi, corupției din OLT, de pe unde. Na, a, eram, veneam și noi cu marote din astea, cu corupția și ce era mintea noastră. A, așa. Și doamna Stanciu, care venea de la Galați, nu, era, nu se știa nimic. Nu s-a întâmplat. A, doamna Stanciu făcuse ceva. Îl condamnase pe domnul Gutău, care a câștigat la CEDO după aceea. După aceasta în pușcărie trei ani. Fusese achitat la fond, iar în, în recurs, cred că atunci era cu trei faze, da, apel recurs. În recurs, uh, fusese condamnat la trei ani de închisoare cu executare cu opinie minoritară, adică 2 la 1. După ce s-a pronunțarea de câteva ori. Și tot partidul, toată lumea care știa că omul acela, nu știu, vinovat, domnule, nu erau probe în dosar. Dacă ca dovadă a câștigat la CEDO. a fost liderată pentru că doamna Stanciu după aceea și-a depus cea care condamnase pe... și-a depus candidatura pentru, președin, pentru președinția în altei curți. Și uh, toată lumea își punea problema, cum adică un judecător care a făcut acest abuz vrea să fie președinte în altei curți. Iar la mine a venit domnul deputatul de Galați, face uh, face lapsusam, și care mi-a spus, colega, soția dânsului era colegă de instanță, că cred că era avocat, cu doamna Stanci și mi-a zis, m-a întrebat dacă e o problemă, de ce nu o numește pe ea și să intervine la mine să o numească pe doamna Stanciu și până Lidia Bărbulescu. Iar întrebarea mea de față cu colegi, mai era cineva de față, am cum este posibil? Dar femeia asta a făcut un abuz, adică a condamnat un, un om și Tind că avea trei achitări până la ea, două achitări până la ea. Cum, cum este posibil? Dar nu, cum rămâne nu știu. ca cu măsurile uh, juridice ce nu se discută? Nu se discută, da. Păi... Uh, ce nu știu, mă duc și întreb. Și s-a întors și mi-a spus așa. Nu a știut, a așteptat să vadă ce vrea președintele. Și pentru că nu i-a spus nimeni nimic, a crezut că președintele vrea să fie condamnat. Că păi să lui. auzit nici o Da, practică. era în presă. Nu, nu, nu. Era în presă că președintele are ceva cu liderul PDL de la Vâlcea. Era o prostie în presă. Circula pe surse. Care ceva cu el? Că de adică are asta dosar. se încadrează la categoria aceea de slugărnicie. Da, da. Deci nu i-a spus nimeni. Adică vreți să spuneți că foarte multe din abuzurile care s-au întâmplat atunci din această slugărnicie s-au și astăzi. Astăzi. Adică eu cred că nu s-au dus nimeni la completul meu de judecată de săptămâna trecută, sau sper Că nu s-a mai dus nimeni să spună, domnule, totuși e în pușcărie de un an. Dar este evident de că s-a însărit de de acele înregistrări audio cu Neluțu Varga, care da. spune, într-un anumit context, că, în cazul dumneavoastră, aveți o problemă cu chiove și că s-au dat telefoane la judecători și li s-au spus că, dacă nu vor da o decizie în, împotriva da. dumneavoastră, de vor adevărat. avea probleme. Eu am spus asta și am sesizat CSM-ul. Eu știu, odată s-a dovedit cu această înregistrare care a apărut în spațiu public dar pe de altă parte eu știam dinainte de la surse din, din spate interior Domnul Neluțu Varga, în ce calitate a avut astfel de discuții cu judecătorii și cu Păi procurorii? având în vedere că dânsul este de la procurori. parte din grupul de la Cluj presupun că aceste informații fiind vorba de doamna Chioveșii care ar fi intervenit conform acestei înregistrări și conform unor din altor informații pe care eu le am ar fi intervenit personal în noaptea în zilele de 6-7 aprilie ca în dosarul Galabute să nu se respecte decizia CCR-ului și în încă afară de avem aceasta... domnului Varga aveți și alte da, probe? Da. Și vreau și am cerut să se cerceteze implicarea doamnei Scutea în această, depus poveste. în această Am cerut la, la, CSM, sigur ne judecăm pe răspunsurile CSM-ului, o să vedem ce se întâmplă și acolo. Deci știu sigur că de respectarea deciziei CCR-ului s-a făcut la presiunea doamnei Chioveși. Am aceste informații și cercetăm lucrul acesta. Dar odată ajuns aici... Dar nu aveți dovezile, aveți doar informații. Și e importantă care... nuanța. Și persoane informații... Eu de față nu am fost. Dar persoane care au fost... Dar în, au prezentat în... o dovadă că au primit indicații de la... Uh... Păi mă gândesc că nu le-au fi dat în scris informațiile. Dar se poate verifica așa. Dacă judecători au fost chemați în ziua aceea la uh, parchetul general... Pentru că mie CSM-ul mi-a răspuns, domnule, noi nu suntem organ de anchete să verificăm lucruri. Are dreptate, a avut dreptate aici CSM-ul, da? Dacă au fost chemați sau nu au fost chemați. Și chiar dacă au fost chemați, spune CSM-ul, nu înseamnă că ne neapărat în cazul dumneavoastră, nu serios, dar în ce caz puteau fi chemați judecătorii în ziua în care urmau să pronunțe în gala Bute, dimineața la parchetul general, doamna Scuta. În ce caz puteau să fie chemați? Întâmplător? În ce caz? Bun. Deci trecem. Asta este o situație care se cercetează acum și da, deci informațiile domnului Neluțu, Nelu Varga vin categoric din acest anturaj. În anturajul în grupul de la Cluj este domnul Coldea. Da. Doamna și este, așa cum am spus, este uh, uh, reprezentanta sau instrumentul prin care ei influențează justiția și la nivel național. Pentru că doamna Chioveș nu mai poate da ordine cum dădea înainte. Dar poate face niște presiuni de genul. Dacă nu faceți aici așa, pierde România intră în Schengen. Unde n-a intrat România în Schengen. Adică da, sugerează niște lucruri. Sigur păi n a da. intrat nici acum România în Schengen. Nu, nu, și România nu, a făcut ca. Nu. Și n-am schimbat legea justiției și am scos răspunderea magistraților pentru nerespectarea Constituției. Tot așa că dacă nu le scoatem, nu scoatem răspunderea, nu intrăm în Schengen. Uite că am scos, ne-am aruncat în aer Constituția, am aruncat în aer statul național, ne-am pus la dis preș, preș, OMV-ul, Austria, nu, tot, ne-am pus preș la dispoziția. Uh, puterilor, marilor puteri europene și a grupului acestuia de, la, de, de putere de la Bruxelles, care e uh, progresist-o-neomarxist, pentru ce am făcut toate astea? Că n-am intrat în Schengen și nici MCV-ul ăla, care caduc și nu mai e valabil din Or, 2010, nu, nu l-am Da, dar, dar uitați că se ține cont de acest MCV și astăzi. Sunt ni se frutură acest MCV care nu mai există din 2010. Bun. Deci, noi, tipul ăsta de presiune, poate să-l facă astăzi, așa cum poate să obține niște hotărâri la CJUE, pe care vine și le impune aici cui vrea să cui le respectă, pentru că sunt și judecători care au spus nu, noi punem Constituția mai presus de deciziile CGUE. Deci, în calabute, în mod, în mod clar, abuzul care s-a făcut s-a făcut la presiune. Nu judecători care în celelalte dosare, judecători cu nume și prenume, care în celelalte dosare au fost de acord cu aplicarea deciziei CGR, la mine s-au răzgândit și n-au mai fost de acord. Da. Deci aici este evident că uh, toată uh, presiunea aceasta care a venit pe linia doamnei Chiovei, prin doamna și este una care este reală și a dat, a dat uh, rezultate. Întorcându-mă la numirile, cum se fac numirile prin, vă spun eu cum se întâmpla, prin serii. Dacă tu aveai o propunere să-ți numești în minister un secretar de stat de la partid, că nu e cu examen, secretar de stat de mi politic, și vreau să-l pun pe Popescu. Venea, seriu, venea seriul cu o informare și spunea Popescu, nenorocire, are trei, se pare că este acuzată așa de corupție, că face, care afirme, care... A, nu, nu se poate, nu, nu putem să-l numim pe ăsta, dar avem noi unul care îndeplinește toate condițiile. Și constatai după aceea că omul nici nu avea dosar, nici nu se întâmplase nimic. Nici nu... Eu am situația uh, din, din uh, ministerul meu în care am dat afară un secretar de stat pe informații că uh, Făcea, nu știu ce businessuri cu niște firme care lucrau cu ministerul la el în județ, l am dat afară, nu s-a întâmplat nimic. Nu știu, l-au făcut, domnul l-a făcut, dat afară, ca urmare acestor uh, note care, care mi-au venit. Deci făceau și sugestii de persoane da, care presupun da, că da, răspundeau da. la comenzile lor. Cu siguranță nu la ale celui care le Ei, punea. Dar atunci ce mi-a spus care... că numirile erau politice, cum putea să vină SRIU să facă recomandări de. Ce poate să facă, ce făcea un politician în fața binomului, SRIDN? Păi îndrăznea cineva să se pună cu ei ca a doua zi avea păi dosar la Parlamentul DNA. totuși controlează Parlamentul serviciile au... secrete, președintele poate să schimbe când vorbim de, când vorbim de parlament și când vorbim de uh, uh, politicieni creați în laboratoarele statului paralel aceștia sunt. Adică ce au făcut? Au scos de pe listă toți politicienii cu forță și care li se puteau opune și au venit cu niște politicieni noi, poate de bună credință, unii nu, nu contest asta că nu-i cunosc, dar cert că incapabil să se opună lor. Adică politicieni fără uh, susținere în partid, politicieni tineri care nu știu nici măcar pe unde până ei parlamentul oricum să execută ordinele statului paralel. Deci așa au înlocuit clasa politică, așa au înlocuit, au încercat să înlocuiască mass media. Dar acolo oamenii au intrat în pușcărie sau au întors, continuă să ducă lupta. Așa au făcut cu oamenii de afaceri, dar -au, au nenorocit tot mediul de afaceri românesc. Adică pe unii care erau prea mari, prea importanți, cu prea mare greutate ca să îi poată uh, controla sau să îi poată obliga să împartă afacerile cu ei, i-au executat alții care au făcut afaceri pentru ei au fost lăsați. Încă o dată, asta este ceea ce s-a întâmplat cât a existat statul paralel. Astăzi sper că lucrurile nu se mai întâmplă așa, dar și astăzi sunt contaminate. Adică, mi se pare că statul paralel nu mai există astăzi? Acela de atunci nu. Este nu mai se o -un bravă De statul paralel de atunci uh, s-a conservat. S-a conservat în grupul de la Cluj, trăiește și chiar acționează prin doamna Chiove și la Bruxelles, încearcă să-și numească judecător la CEDO, pentru că am o problemă cu propunerea domnului Cătălin Predoiu, a doamnei Jderu. Doamna Jderu are cele mai de neînțeles decizii, condamnări pe care le poate da un judecător. Bun, poate fi viziunea dânsei, poate nu o face, nu execută la comandă, deși e foarte ciudat cum apare în toate dosarele cu interes politic. A apărut la Oprescu, a apărut la mine, a apărut la Zlotea, a apărut acum la doamna Ton Tonciu de la SF sau, da? da. Toncescu. Toncescu. Așa, deci, Toncescu. Da, exact. Uh, dubios cum apare în toate aceste dosare, brusc apare de această doamnă jderu. Să zicem, că din convingere, de aceste pedepse incredibile. Și o să vă dau un exemplu imediat. Uh, dar. Chiar și așa, domnule, CEDO este o instituție care apără drepturile omului, nu apără abuzurile împotriva drepturilor. Nu știu, trimiteți-o la Curtea Penală Internațională, trimiteți-o undeva unde a, a e apetența, apetența Motoc, asta... Tocmai ce a câștigat doamna Motoc la Curtea Penală Internațională? A, mi a dat o veste extraordinară. Da, glumesc, bineînțeles. Adică, după ce a servit-o pe doamna Chiovei și la CEDO, unde eu stau cu cererea mea la CEDO din iulie, pentru că normal că m-am dus și la CEDO, nu mi s-a dat niciun răspuns nici până acum, cu mine în pușcărie și cu toate aceste abuzuri împotriva mea, doamna și s-a judecat la CEDO în patru luni, pe motiv că a fost uh, a, fa că a fost da, obligată să-și dea demisia. ajutată de doamna Motoc. Da? Bun. Da. Tocmai ce a anunțat ieri că a câștigat. Deci eu întreb, domnule, vede cineva din România ce se întâmplă? Adică ei ocupă instituțiile astea din Uniunea Europeană, le ocupă cu oamenilor. O vor duce? Încearcă să o ducă pe doamna Jderu. Cine a propus-o domnului Cătălin pe doi pe doamna Jderu? Eu sunt curioasă să ne spună public. Domnule, de unde vine această susținere? Pentru că mie mi se pare extrem de. de. de ciudată în sensul că vine clar pe linia grupării macovei Poate ales-o domnul Predoiu Chiove și, păi, nu știu, dânsul, din ce tabără, adică nu face păi parte din tabăra PNL-PSD adică face parte din tabăra bine din tabără. statului paralel care revine acum, nu știu asta Eu cred că știți? cel mai bine ar trebui să știe domnul Iohannis părerea mea, că îi se târne mandatul în 2 ani, deci cel mai bine cred că dânsul ar trebui să fie interesat, că eu până la unul sunt în pușcărie deja da. Deci mi se pare dubioasă această alegere a doamnei deru care nu are nimic de a face cu drepturile omului. Nu, există, oamenii au și drepturi. Poți să ajungi oricând aici, din orice. Aici sunt persoane care au ajuns pentru că, nu știu, au avut un accident de mașină, au condus într-o anumită, nu știu, au stăit la volan fără permis. Poți zice, cum să faci asta? Se mai întâmplă, au făcut asta. au făcut o faptă de ultraj. Au făcut... Nu, nu, trebuie neapărat să faci galabute ca să ajungi în pușcărie. Poți să ajungi cu lucruri mult mai mărunte în pușcărie să te confrunți cu toate aceste Abuzul să-ți să pese de drepturile omului în momentul acela Deci eu cred că e foarte important pe cine trimitem la CEDO Pentru că ce se va întâmpla dacă trimiți un om al lor la CEDO, al acestui sistem care măcar prin perspectiva asta europeană și poziția europeană se consolidează România nu o să mai aibă niciodată, cetățenii români nu vor mai avea niciodată câștig la CEDO. Ori în acest moment România este cea mai condamnată țară la CEDO, mai condamnată decât Rusia, dacă puteți să credeți. Abuzurile lui Putin, mai condamnată decât Rusia, suntem în acest moment pentru abuzurile împotriva cetățenilor, de la condițiile din penitenciare la celelalte abuzuri care se întâmplă în justiție. Da, ei, cu o doamnă jderul la CEDO, eu cred că România va deveni într-o o țară în care nu se mai întâmplă niciun abuz. Deci toate cererile vor fi respinse din faza de aceea de selecție.